Oameni și locuri din Banat este un proiect cultural inițiat de fotograful Mihai Turc. Acesta își propune să documenteze și să promoveze prin mijloace moderne patrimoniul cultural bănățean. În 3 martie 2024, începând cu ora 16:30 la Căminul Cultural din Giroc, debutează prima ediție a expoziției fotoetnografice. Intrarea este liberă. Invitații speciali sunt Maria Mândroane, Octavian Gruița, Dan Liuț și Călin Andra. Ca tabloul dedicat costumului popular bănățean să fie complet, nu puteau lipsi de la eveniment tineri și talentați interpreți din Banat. Doriana Talpeș, Roxana Goia, Bianca Opăriuc și Dorinel Gavriluț Pârvonii sunt cei care vor cânta alături de orchestra ansamblului Ghiocelul din Giroc, condusă de Adrian Safta. Mihai Turc, fotograful care vrea să reînvie Banatul de odinioară, ne-a vorbit despre proiectul său de suflet. A început în urmă cu câțiva ani, călătorim prin satele din România cu pasiunea mea, fotografia, și atunci s-a născut cumva dorința asta de a face ceva pentru segmentul tradițional. Din fericire, încă mai avem în satul românesc în general multe lucruri care pot fi documentate și aduse în fața publicului sub mijloacele moderne pe care le avem acum la îndemână. Mai târziu am considerat că pot iniția un proiect care să fie local aici în Banat, să începem de acasă, am zis, eu locuind acum aici, și așa a căpătat formă proiectul meu etnografic Oameni și locuri din Banat, care acum debutează cu prima expoziție fotoetnografică. Este adresat în totalitate costumului popular, tradițional, autentic, ca să fiu mai explicit. Modelele sunt de regulă oameni tineri, oameni de cultură, de artă, artiști tineri. Am încercat cumva să ajut cumva segmentul tânăr să se apropie mai mult de partea asta etnografică, aducând prin modele din jurul lor costumul cumva în evidență. Sper că am reușit și am trezit și interesul tinerilor. Avem în rândul lor percepții poate diferite despre acest segment. Unii nu se mai identifică neapărat cu partea asta autentică a noastră. România frumoasă, așa cred că ar trebui prezentată, sub o formă de originalitate și de autenticitate, lucruri pe care le mai găsim din fericire la momentul respectiv în satele din Banat sau în România în general. Proiectul este realizat de Mihai Turc prin programul de buget participativ finanțat de Primăria și Consiliul Local Giroc, partener Casa de Cultură Ionel Lucian Șipoș din Giroc.